Salutare, eu sunt Florin și acesta este primul review pentru un laptop pe anul acesta. În cazul de față vorbim despre Lenovo Legion 7 Pro cu RTX 4080, iar în perioada în care l-am folosit mi-a fost dezvăluit un sal de performanță impresionant față de generația anterioară. Hai să vedem ce poate face acest laptop și cum se descurcă în jocuri. Înainte să trecem la cifre, aș vrea să trecem în revistă designul acestui laptop și ce conectivitate oferă. Lenovo continuă și anul acesta cu designul consacrat deja, un laptop de gaming serios care nu trădează faptul că îți place să te joci, decât dacă activezi iluminarea RGB, care e spectaculoasă. Tastatura este iluminată curcubeu și pe partea dinspre tine mai dispune de o bandă RGB. Poți alege diferite setări de iluminare sau o poți opri cu totul. Layout-ul tastaturii este unul care mie îmi place foarte mult. Tastele sunt suficient de mari și ușor curbate, iar astfel scrisul este foarte simplu și eficient pe acest model de laptop. După ce te familiarizezi puțin cu tastatura, bineînțeles, de asemenea, a fost găsit suficient spațiu pentru implementarea unor butane mari direcționale, dar și a unui numpad. Tastele sunt plăcute la atingere și oferă o cursă satisfăcătoare. O funcție pe care o apreciez mai mult aici este faptul că atunci când apăs pe butonul FN, toate celelalte taste se sting și sunt evidențiate doar cele ce pot fi folosite în combinație cu Fn. De exemplu, Fn+Q pentru trecerea de la Silent la Auto sau Performance. Touchpad-ul este mare și util pentru un dispozitiv de 16 inci, ca acesta, însă este plasat relativ cam departe în stânga. Îmi place că este precis, degetele alunecă bine pe el și asigură o utilizare eficientă. Deasupra tastaturii avem butonul de power cu LED, astfel încât știi ușor când se află laptopul la încărcat sau când bateria acestuia este pe cale să cedeze. Ecranul este unul tradițional deja cu un raport de 16 10 cu margini negre foarte mici. Lenovo a mărit puțin carcasa pentru a face loc pentru o cameră web Full HD, ce filmează decent. Display-ul este unul Quad HD cu rezoluție 2560 pe 1600 de pixel și cu o rată de refresh de până la 240 de Hz. Are și certificarea HDR400, ceea ce înseamnă că poate expune și conținut HDR, nu la o capacitate ideală, dar decent. De asemenea, e suficient de luminos încât să folosești fără probleme laptopul și în locuri cu lumină multă, precum o terasă. Per total, acest display cred că este unul foarte bun pentru gaming și va satisface și pe fanaticii competițiilor de Counter-Strike sau Valorant, dar și pe casual gamers, ce caută o experiență cinematică. În același timp, ar putea fi utilizat și de creatorii de conținut. Probabil nu este cel mai precis ecran în afișarea culorilor, acoperind 100% doar spectrul sRGB, nu și DCI-P3 sau Adobe RGB. Însă este suficient de bun pentru cineva care nu vrea să facă colorizare avansată poți să editezi poze sau video fără probleme. Într-o altă caracteristică unică pentru Lenovo, compania a integrat și pe acest model aproape toate porturile în partea din spate. Și acolo avem port de încărcare, două porturi USB-A, un port USB-C, un port HDMI și un port Ethernet. În dreapta avem un port USB-A, o mufă de căști și un slider pentru privacy care oprește camera. În stânga mai avem un port USB-C și altul USB-A. Toate acestea oferă o conectivitate excelentă pentru gameri, dar nu neapărat pentru creatorii de conținut, deoarece nu are niciun cititor de carduri, fie el SD sau microSD. Elementele de branding sunt puține și minimale și eu apreciez asta. Nu toți dorim logo mari și iluminate. Spre deosebire de modelele Legion din anii trecuți, acesta este puțin mai greu la 2,7 kg și are o grosime de 26 de mm. Așadar, modelul de anul acesta nu este foarte diferit față de cel de anul trecut, dar pe mine nu mă deranjează. Pa chiar îl apreciez deoarece designul este unul plăcut și funcțional în același timp. De asemenea, trebuie să ții cont și de acumulatorul masiv de 800 de grame atunci când călătorești. Acum să vedem și ce poți face cu Legion 7 Pro și poți face multe, deoarece modelul de față este echipat cu unele dintre cele mai performante componente de pe piață din momentul actual. Vorbim de cea mai nouă placă video Nvidia RTX 4080, procesor Intel i9-13900HX, 32 GB memorie RAM și un SSD de 1 TB. Intel Core i9 13900HX este un procesor impresionant. Construit cu un proces de fabricație de 10 nanometri, acesta are 8 nuclee de performanță cu frecvențe cuprinse între 2,2 GHz și 5,4 GHz și suport pentru hyperthreading, dar și alte 16 nuclee eficiente energetic cu frecvențe cuprinse între 1,6 GHz și 3,9 GHz, fără hyperthreading de data asta, rezultând un total de 32 de fire de execuție. În testul Cinebench R23, procesorul a obținut un scor de 27.501 de puncte pe multicore și 1.773 pe single core, fiind unul dintre cele mai performante de pe piață în acest moment, conform clasamentului Cinebench. Cu un TDP maxim de 175 de W, Placa video RTX 4080 pentru laptop este impresionantă, iar saltul de performanță față de generația anterioară m-a uimit, mai ales prin prisma lui DLSS 3.0 și a funcției de frame generation, o exclusivitate pentru plăcile RTX 40. O să vedem în continuare ce diferență face. Cu 7424 de nuclee CUDA și 12 GB memorie virtuală, RTX 4080 se dovedește de neînvins de niciun joc testat de mine. Dar aceasta nu ar fi cea mai performantă variantă. Urmează să publicăm un alt review la un laptop cu RTX 4090, deci abonați-vă ca să nu pierdeți acel video. Revenind, am testat jocurile la cele mai înalte setări grafice și la rezoluția nativă a display-ului, în modul performance, doar cu placa dedicată activă și cu laptopul conectat la priză. Deci cam cel mai bun scenariu. Așadar, avem Cyberpunk 2077, Control, Call of Duty Modern Warfare 2, Dying Light 2, Returnal, CSGO și Spider-Man Miles Morales. În Cyberpunk 2077 am înregistrat 78 de FPS pe setări grafice ultra. Cu ray tracing și DLSS quality am văzut 65 de FPS în testul de benchmark, iar cu DLSS frame generation activat am ajuns la 104 FPS. Cu ray tracing și fără upscaling de niciun fel, la setări grafice ultra am avut 38 de FPS. În Spider-Man Miles Morales am avut o medie de 70 de FPS pe setări grafice very high, iar cu DLSS Quality și cu Frame Generation activat mi-am dublat framerate-ul. Iar jocul arată la fel de bine, cu o mică excepție. Unele elemente de UI se strică atunci când mișc camera, deoarece AI-ul încă nu generează bine frame-urile cu acestea. Nu este o problemă extraordinară, dar se poate observa atunci când analizezi imaginea. În jocuri fără prea multe elemente de UI, nu ar trebui să fie o problemă. În Dying Light 2 am avut 55 de FPS cu setări grafice high și cu ray tracing la cea mai bună calitate. Cu DLSS Quality activat, am ajuns la 86 de FPS. Aici nu am putut să activez Frame Generation deoarece jocul are un bug și nu vrea să-l activeze. Fără ray tracing și fără DLSS, am avut 120 de FPS. În Returnal am înregistrat 131 de FPS la setări Epic și 109 cu Ray Tracing. Atunci când activez și DLSS, revii la 131 de FPS și 149 de FPS fără Ray Tracing, dar cu DLSS Quality. Am vrut să văd cât aș obține pe cele mai joase setări grafice și rezoluția minimă, adică 800p. Și am avut 166 de FPS, însă cred că este o chestiune de optimizare, deoarece placa video se afla la 60% în timpul acestui test. În Call of Duty Modern Warfare 2, pe setările grafice ultra și fără DLSS, am avut 115 FPS. La fel și aici, am scăzut setările grafice la minimum, dar în nicio situație nu am depășit 150 sau 180 de FPS, indiferent de ce am încercat. Am vrut să văd cum e situația și în CS:GO și am intrat într un match și am văzut din prima 350 de FPS pe setările grafice cele mai ridicate. Deci, dacă joci shootere competitive, Legion 7 Pro e ideal datorită performanței și a ecranului super rapid de 240Hz. Am văzut ce plus de performanță aduce DLSS 3 și Frame Generation în jocuri. Același lucru se vede și în testul 3 de Mark, unde cu DLSS 2 am avut 48 de FPS în testul cu randare la rezoluție 4K și DLSS Quality. Iar cu DLSS 3 și Frame Generation activat, aproape mi-am dublat numărul de cadre pe secundă, ajungând la 80. Dacă toate aceste cifre te lasă rece sau nu ai context pentru această performanță, trebuie să spun că acest laptop cu RTX 4080 este cu 50-60% mai performant decât un laptop cu echivalentul de anul trecut, adică RTX 3080. În anii trecuți am testat doar laptopul cu RTX 3050, 3060, 3070 Ti, deci eu nu pot să fac o comparație directă, din păcate. Însă m-am uitat la rezultatele obținute de alții și 4080 oferă un salt de performanță în gaming impresionant. În testele sintetice cu 3D Mark, Legion 7 Pro s-a descurcat bine cu scoruri ce au fluctuat în jurul la 19.000 de puncte, fiind în topul celor mai bune laptopuri de până acum. Pentru că nu am momentan un monitor 4K, nu pot spune cum se descurcă acest laptop la această rezoluție, decât prin prisma unui test 3D Mark, iar rezultatul este bun. Și aici cu un punctaj de 9444 de puncte, maximum fiind 10287. Dar cum stăm cu partea creativă și cu productivitatea? În PC Mark 10 am obținut un scor de 11.155, după cum puteți vedea, adică the best of the best. Scena celebră BMW în Blender a fost randată într-un minut și 27 de secunde, un alt rezultat bun. Am testat și Premiere Pro și am umblat într-un proiect cu clipuri 4K și 2K, tranziții și cu elemente grafice și nu am întâmpinat nicio problemă. Iar laptopul a exportat clipul de 10 minute în 5 minute și 51 de secunde, iar eu mă declar mulțumit. Am testat și SSD-ul, ce este unul Samsung și am obținut viteze de citire în jurul la 4780 de MB pe secundă și viteze de scriere de 3840 de mega pe secundă. Nu este cel mai rapid din categoria sa, dar e bun. Când vine vorba de autonomie, să nu te aștepți prea mult la acest laptop. De la 100% până la 10% au trecut cam 90 de minute. De browsing, descărcare și instalarea unui joc pe Steam, apoi gameplay cu luminozitate la maxim și Wi-Fi activat. Dacă faci doar office work și ai activat hybrid mode, atunci bateria te va ține cam 4 ore. Pe de altă parte, cu masivul acumulator de 330W, se încarcă destul de rapid și în 30 de minute am ajuns de la 0% la 79% cu laptopul oprit. Pentru a ține în frâu toate aceste componente, Lenovo a instalat un sistem de răcire destul de potent. Într-o sesiune de gaming de o oră, la setări grafice maxime, am văzut un maxim de 82 de grade Celsius pentru procesor și placă video. Deci nu ar trebui să ai probleme în gaming sau în utilizarea normală. În teste cu Cinebench R23, temperatura procesorului urcă până la 96 de grade, apoi sistemul scade turația procesorului de la 4,4 GHz la 4,12 GHz și temperatura rămâne în jurul la 88 de grade Celsius pentru restul testului. Am testat sistemul și cu AIDA64 și nu am văzut overheating după 10 minute, în care atât procesorul, cât și placa video și SSD-ul au fost stresate la maximum. Și am văzut valori de 85 de grade Celsius pentru procesor și placă video și 51 pentru SSD. În cazul nostru, trei teste cu Furmark și AIDA64, cerul au concomitent, placa video s-a stabilizat pe la 67 de grade Celsius și procesorul fluctua între 85 de grade Celsius la 4,3 GHz și 75 de grade la 3 GHz. De asemenea, niciodată în timpul testelor nu am simțit ca laptopul să devină prea fierbinte la atingere în zonele uzuale cel mai tare s-a încins în partea de sus a tastaturii. În ceea ce privește zgomotul, încă nu a fost inventat laptopul de gaming care să ruleze silențios. Așadar, în gaming, în modul performance, am văzut valori cuprinse între 49 de decibeli și 53 de decibeli. Nu e foarte zgomotos, dar aș recomanda totuși o pereche de căști. Cu ventilatoarele turate la maximum, în modul overclock manual, devine foarte zgomotos la 60 de decibeli. Totuși, nimeni nu cred că îl va folosi astfel, dar am fost curios să văd. În modul balanced e destul de liniștit, iar în modul quiet abia îl mai auzi. Dacă îți dorești un balans bun între performanță, temperatură și zgomot, atunci îți sugerez să folosești modul balanced de performanță și să activezi hybrid mode, care permite laptopului să treacă de la placa video integrată la cea dedicată în funcție de sarcina executată. Astfel, în gaming, zgomotul este situat între 42 și 47 de decibeli, iar în utilizarea normală nu trece de 34 de decibeli. Mai departe, dacă aveți și alte curiozități, vă aștept cu întrebări în comentarii. Acum să vorbim despre preț și să tragem o concluzie. Prețul pentru un asemenea dispozitiv este unul mare. 16.500 de lei nu pot fi justificați de toată lumea pentru un laptop. Însă, componentele de nouă generație, precum Nvidia RTX 4080 și procesorul Intel i9 13900HX, aduc un salt de performanță impresionant în unele cazuri chiar dublând performanța față de generația anterioară. În același timp, un Lenovo Legion 7 cu RTX 3080 este 12600, nu cu mult mai puțin decât costă acest laptop. Având în vedere asta și dacă bugetul permite o extindere, clar v-aș recomanda să alegeți acest model de anul acesta, deoarece este mult mai puternic. Ca o concluzie, nu pot să zic decât că mie îmi place acest laptop și am rămas impresionat de performanța pe care o oferă. În același timp este un laptop destul de bine răcit și nu foarte zgomotos, dar aici mai e loc de îmbunătățire. Mi-ar fi plăcut și un cititor de carduri pentru cei ca mine care fac și editare video, dar și un preț mai mic că nu am crescătorii de bani. Pentru gamerii înrăiți care vor ce e mai bun în acest moment pe piață și al căror buget le permite, Lenovo Legion 7 Pro primește recomandarea mea. Mulțumesc că m-ai urmărit și sper că ți-a plăcut acest review și în curând o să revin cu un alt video la un laptop cu RTX 4090, așa că stay tuned!